Bă, e bine. Aha. Uh-huh. Și când zic bine, chiar e bine. Aha. Ce? Ce ziceai? Ce faci, bă, Ioana, ai adormit? A-a. Gheorghe, mă gândeam că e bine, bă. Adică e bine, bă. Aha. Păi asta ziceam și eu, mă, că e bine. Aha. Aha. Auzi? Ha? Mare treabă am făcut noi românii cu unirea asta mică. Aha. Auzi, mă, Gheorghe, mă gândeam. Aha. Noi avem unire mică, unirea mare, dar unirea mijlocie de ce nu o avem? Bă, tu ești prost. Ce aici suntem la grădiniță, mă, să avem unire mare, unire mijlocie, unire mică. Aha. Aha. Uite, mă, uite, mă, uite. Uite cât de bine e în țara asta, mă. Bă, Ioane, bă, cât te uiți așa cu ochii de colo până acolo, numai forme de relief, mă. Aha. Ce? Forme de relief, Ioane. Ce vorbesc eu cu tine, bă, că ai două clase, bă, și trenul are mai multe clase decât tine. Asta se făcea într-a treia, cu dintr-a patra nici nu-ți mai zic că-ți explodează bostanul. Dealuri, munți, văi, depresiuni, ia uite, depresiuni, știi, tu ai auzit totul natural în țara noastră. Da, natural, bio, totul e bio, că asta e la modă, e bio. Băi, Ioane, bă, cum ar fi fost, bă, să stricăm țara asta, mă, cu betoane, cu autostrăzi, cu poduri, să auzi, bă, să dăm găuri în munți, bă. Dăm găuri în munți? Cum să dai, mă, găuri în munți, ești nebun, că am văzut eu la teleenciclopedia, bă, că am prind asta, văd cu o furculiță de-asta băgată în televizor, bă, munții nu mai crezi, mă, ai dat o gaură, acolo rămâne, adio, tati. Ai dreptate, Gheorghe, da, ce dracu, mă, să stricăm formele alea, ce ziceai tu de remief? Relief, Ioane, relief. Ia uite, uite-te, mă, peste tot. Cât vezi cu ochii, numai natură, bă. Da, bă, e frumos, bă, Gheorghe, bă, da. Aha. Parcă n-ar fi stricat niște școli acolo. Bă, Ioane, te pleznesc. Serios că te pleznesc. Pentru ce ne trebuie nouă școli, mă, Ioane? Ca să învețe copiii, mă, să se analfabetizeze. Mhm. Să învețe copiii, mă, și după aia să plece, nu? Să se ducă în altă țară, mă, să plângă părinții după ei, nu? Na. Să facă în alte țări copii, ha? Să fie ăia din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai mulți, și după aia să vină să ne cucerească, nu? Bă, ești nebun! A. Dar ce să ne cucerească, mă? Păi cum să... băiatule, bă, dacă sunt mulți... Oamenii se plictisesc, bă, când sunt mulți așa și când se plictisesc, hopa, ia să-i cucerim noi pe români, mă, că uite ce puțin sunt, numai bătrâni, numai... Bă, eu apăr patria, bă, Gheorghe, eu pentru țărișoara mea! Stai, jos, nebunule, doamne, maică, mai rămâi și șoimănit, bă, caz la datorie înainte să ieși din curte. Da, e bine, bă, să luăm rachete de la șmechere, bă. Vezi, bă, acum ai zis bine, bă. Mai vii de acasă, bă, Ioane, rachete, finuțe, astea stau ascunse, pam, pam. Da, bă, da, la niște spitale, totuși, bă, dacă am construit și noi niște spitale, mai ca lumea, frumoase, curate, înțelegi? Ce sale, mă? Nu că tu nu scapi nebătut, îți spun, îți promit astăzi, mă, zici că ai nebunit. La ce ne trebuie, mă, nouă spitale, mă? Ca să... Ca staci că nu te-am întrebat ca să răspunzi, era retoric. Când faci spitale, Ioane, oamenii încep să se îmbolnăvească, bă, că știi ce zice omul? Lasă, bă, umblu cu capul gol pe ger, că dacă mă îmbolnăvesc, nu-i nimic, mă duc la spital. Păi da, avem spital modern, țăță de mâță. Da, așa, dacă știi că n-ai spital, îți pui, Doamne, iartă-mă, ceva pe cap. Ești deștept, bă, Gheorghe, nu m-am gândit. Păi știu că nu te-ai gândit, mă, ți-am zis, gânditul ăsta nu e pentru toți, bă. Că dacă ar fi, ar gândi toți proștii, bă, Ioane, bă. Corect. Ce-s? Ai fost tu vreodată internat, mă, Ioane? Păi vezi,
n-ai fost. Da, dacă o să fie să... Ce să fie? Vezi, cobești? Nici nu te-ai gândit bine la spital, că deja cobești. Deja te gândești cum să faci să te îmbolnăvești. Vezi? Că dacă faci spitale noi, frumoase, cu aparatură de-asta nouă, bă, ultramodernă, a întâia marca urs, mulți oane, mulți vor vrea să meargă la spital ca să vadă cum e, ca să... Știi cum e românul, mă, Ioane, mă? Știi cum e românul? S-a făcut spital modern! Da, da. Ia uite ce șmecherie! Ia să mă duc și eu să văd! Ia să mă îmbolnăvesc cu nevasta, cu copiii, toți să meargă ei să vadă! Și după aia... Cine apare după aia? Babele! Apar babele, păi vezi? Ia, maică, ia să mergem și noi la inaugurare, poate să dă ceva. Nu, fără spitale. Spitalele aduc numai rău. Da, bă, Gheorghe, bă, ce rău îmi pare că nu am fost și eu la școală ca tine. Păi. Hai că nu zic până într-a patra, dar măcar până într-a treia. Ce să, nu. A patra a fost chiar grea, bă, da. Da, nu, că am auzit. Da. Deci fără școli, fără spitale, fără șosele, fără... Hai, vezi că ai prins ideea. Hai, vezi. Auzi? Ia vezi scandalul ăla ce... Hai. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vești stăpâni. Da, bă, am gonit. Cine eram? Ai, dracu, bă, auzi, bă. Cine, pe cine-i gonit? Ca să tragă ei nu știu ce cablu, ca să... Plecați, bă, că pun câinii pe voi, le-am zis, bă. Nu dați voi găuri aici, bă, nu trageți voi nimic, bă. Ioane, te omor, Ioane! Erau băieții de la cablu, Ioane. Da, așa, că să vedem. S-o vedem, Ioane, te omor, s-o vedem și noi pe Simonica noastră. Iar a câștigat azi dimineață, n-ai văzut, mă, Ioane, mă. Vai de mine, de 6 luni i-a așteptăștia cu cablu, bă, și tu i-ai gonit, mă, păi trăgeau și nouă cablu. Băi, n-ai zis, bă, Gheorghe, bă, că fără nimic, că natura... Nu, că te omor cu mâna mea. Da, bă, Gheorghe, nu da bani mine, bă, că e închis la dispensar până după Paște, bă. Paștele, mă, că te omor, bă, te omor, n-ai învățat nimic, bă, nu se poate.